PSD contraatacă în criza numirii celor doi miniștri ai săi la dezvoltare și transporturi, după refuzul președintelui de a-i titulariza pe aceste portofolii. Liderii coaliției PSD-ALDE sunt acum în ședință și caută soluții juridice pentru a contracara mișcarea lui Claus Iohannis. Noul secretar general al PSD, Codrin Ștefănescu, a devoalat una dintre strategiile PSD în acest caz. De când facem multe lucruri. Putem de la începând de la inversa și să propunem pe Olguța la dezvoltare și pe lan la transporturi și nu poate să mai refuze până poate și alte soluții. Președintele Claus Iohannis a anunțat că acceptă doar șase dintre cele opt propuneri de miniștri făcute de PSD după decizia de remaniere a guvernului Dăncilă. Lia Olguța Vasilescu, propusă la transporturi și Ian Laufer, propus la Ministerul Dezvoltării, nu au fost acceptați de președinte.